Bună, domnilor și domnilor, suntem Emus Iordache, vă reîntâlnesc cu emisiunea Satul de Drept al CNTV Oltenia, vorbim despre actualitatea parlamentară, evident, suntem într-un an electoral, drept care l-am invitat pe domnul deputat Maroșancu. Domnule deputat, bine ați venit, ați revenit la CNTV Oltenia. Bine v-am găsit, vă spun și eu bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim că ați acceptat invitația postului de televiziune, evident, emisiune interesantă despre Parlament, despre partidul dumneavoastră, sunteți deputat din partea Partidului Social Democrat, trebuie spus lucrurile acestea. Domnul deputat, ați fost în Parlament, ce se mai întâmplă acum în acest an electoral în Parlament, dacă mai este o activitate? Se mai întâmplă ceva în acest an electoral? Sigur că da, Vă rog. activitatea Parlamentului se continuă în mod obișnuit. Avem proiecte legislative în dezbatere, avem legi în continuare de care românii au nevoie. Se lucrează. Nu s-a întrerupt activitatea Parlamentului pentru că suntem în campanie electorală. Suntem în plină sesiune și ducem această activitate în paralel. Românii au foarte multe așteptări, domnule deputat, și aș vrea să vă întreb, întotdeauna este o întrebare, în Parlament sunteți trimiși de către cetățenii, care este relația noastră cu cetățenii care v-au ales? Sunteți deputat de Olt, trebuie să spun acesta, nu? Sigur, da. Și care e relația noastră cu cetățenii, vă rog? Sigur că da. Eu, la nivel personal, și nu numai eu, și colegii mei parlamentari, acum vorbesc de colegii din Partidul Social Democrat, suntem prezenți întotdeauna în județ, în mijlocul cetățenilor. Avem activitate în fiecare săptămână. Vinerea este activitate de circumscripție electorală. Fiecare dintre noi răspundem de o anumită zonă din județ, ca și organizare, așa am păstrat fostele colegii de atunci, de când votul era uninominal pe colegiu. Eu, de exemplu, am în răspundere politică 23 de localități situate în nordul județului. Între acestea, 23 sunt și două orașe, Scorniceștiul și Piatra Olt. Sigur că da, și activitatea de zi cu zi, cea desfășurată în cadrul circumscripției, este în cadrul cabinetelor noastre parlamentare. Eu am cabinet parlamentar atât în Slatina, unde țin audiențe în fiecare zi de vineri, și la Scornicești, în orașul Scornicești, unde am audiențe și întâlniri cu cetățenii joia. De regulă particip activ la acțiunile din colegiul meu, la solicitarea primarilor și, sigur, și pe Slatina, alături de primarul Emil Moz, la acțiunile pe care le are, atât politice cât și cele, să zic așa, administrative. Am o conexiune permanentă cu cetățenii. Vin oameni la mine la cabinet, atât în Slatina cât și în Scornicești, cu diverse probleme, atât administrative cât și de natură politică. Domnule deputat, ce probleme au oamenii în momentul acesta, cetățenii? Adică care sunt cele mai stringente cereri sau cele mai arzătoare, să spun, probleme pe care vi le ridică cetățenii în acest colegiu, că a zis dumneavoastră că zona asta de Scornicești, nu? Și spre nordul județului. Sigur că da. Care sunt cele mai importante probleme pe care le-ați identificat în activitatea noastră parlamentară? Problemele cele mai mari pe care le au oamenii sunt legate de locurile de muncă. Oamenii își doresc locuri de muncă atât pentru ei, iar cei mai în vârstă pentru copiii sau nepoți. Eu mă refer aici la subiectele care îmi sunt puse, să zic așa, atunci când am audiențe la cabinet. Sigur, oamenii își doresc venituri mai mari, își doresc siguranța zilei de mâine, își doresc un trai mai bun și, în general, toate problemele ridicate sunt legate de acest aspect. Rezolvați ceva din problemele pe care vi le ridică cetățenii, adică le dați soluții sau îi trimiteți în altă parte. Știți cum era discuția, domnule, eu am identificat anumite probleme, dar poate sunt lucruri care nu țin de dumneavoastră, domnule deputat. Sunt lucruri care sunt alte organisme care ar trebui să rezolve aceste probleme. Sigur că da, sunt pe bună dreptate și lucruri care nu țin de noi parlamentari, de mine în special, dar instituțional vorbind așa, pot să îi îndrum pe oameni către instituțiile statului care le pot rezolva anumite probleme pe care dumnealor le ridică.
Mai puțin cele legate de locuri de muncă, pentru că aici știm bine, fiecare instituție are propriul mecanism de a-și angaja personal. Dar, de exemplu, pensionarii au probleme legate de pensie, de, nu știu, o nemulțumire că pensia poate nu s-a recalculat bine sau mă întreabă ce trebuie să conțină dosarul de pensie, cum pot să, nu știu, să ajungă la instituția respectivă și eu îi îndrum către instituția respectivă, sigur pot vorbi cu, să zic, conducerea, să îl leznesc o primire în audiență și la instituția respectivă. Bineînțeles, fără să mă implic în activitatea instituției respective, ci doar să, ca omul să poată ajunge la, eu știu, la directorul respectiv. S-a întâmplat să fie probleme legate de primarul, a zis dumneavoastră exemplu de la Scolincești, să aibă cetățenii probleme cu primarul din zona respectivă? V-am dat așa un exemplu. Da, nu neapărat la Scolincești, sunt și probleme administrative care... Adică punctuale. Da, da, punctuale. Oamenii vin și cu probleme care țin strict de administrația locală. Atunci le explicăm oamenilor că lucrurile nu pot fi rezolvate la nivel de parlamentar și îi îndrumăm către instituția respectivă. Ne interesăm și noi în cadrul instituției respective, cine se ocupă de speța respectivă, cine ar putea să-i ajute și oamenii sunt îndrumați către serviciul respectiv. Se întâmplă lucruri interesante în Olt, domnule deputat. Sunteți într-o alianță, PNL-PSD. Da. Când spui alianță, spui că sunt două mâini, dreapta și stânga, nu știu cum să spun. Dar asta este stânga și PNL-dreapta, zic așa, ca idee. Ați dat exemplu de Scolincești. A trecut, nu? Domnul primar de la Scolincești a trecut de la PNL la PSD. Acum, se acceptă lucrul acesta în cadrul alianței ca un primar care aparține unui partid care face parte într-o alianță să treacă la celălalt partid din alianța respectivă? E legal sau? Cred că e legal, că altfel nu ar avea... Legal este, se pune problema de legalitate și... Sau care sunt pașii ăștia? Pentru că sunt foarte mulți cetățeni care întreabă de ce e o alianță PNL-PSD, dar în Olt, cred că 90% din primarii PNL au trecut la noastră, la PSD. Da, acum ce se întâmplă? Noi, Partidul Social Democrat la Olt, nu facem o vânătoare de primari de la celelalte partide. Probabil sunt niște lucruri care nu se întâmplă cum trebuie și nu vreau să comentez în bucătăria Partidului Național Liberal de la Olt ce se întâmplă, dar oamenii sunt nemulțumiți probabil de ceea ce se întâmplă în partid, de modul cum sunt tratați sau eu știu ce alte probleme ridică și nu pot să-și găsească rezolvare. Și atunci se îndreaptă către echipa PSD. Bineînțeles, toate aceste lucruri se fac în cadrul Partidului Social Democrat în urma unei analize. Adică nici așa toată lumea, de dragul de a-i primi, cum să spun, sunt primiți în partid. Adică, concret, ați dat refuz cuiva care a venit în PNL, care a dorit să fie la PSD și l-ați refuzat? Probabil. Cei care sunt, eu știu, primari, viceprimari sau care sunt în funcții, așa poate membrii au fi probleme. Da, nu aș la modul general, nu spun așa, punctual, un caz punctual, dar cred că au fost și astfel de caz. Pentru că aici ideea este, interesantă. Aș vrea să vă întreb, tot timpul când am avut invitați politicieni și deputați și senatori, m-am tot gândit să nu adresez întrebarea asta, dar vreau să vă întreb întrebarea asta. Dumneavoastră sunteți la deputați în Parlamentul României, Camera Deputaților. Guvernul are reprezentanță în teritoriu, prefect și subprefect. Da. L-avem pe domnul Codin Florea de la dumneavoastră și pe domnul Mario Demețu, i-am făcut invitația. Cum vi se pare toată chestia asta cu ce se întâmplă cu prefectul, cu discuțiile care sunt, cu aceste rețele de socializare, aceste comentarii, aceste jigniri, aceste situații delicate? Nu știu, sunteți acolo la București, nu știu, domnul premier știe ce situație e la Olt? Sau va chema vreodată să vă spună, domnule deputat Marius Ancu de la Olt, ce se întâmplă la dumneavoastră acolo la Olt, la prefectura județului Olt? Adică e parcă așa o nebulă asta, nimeni, vă rog, ce puteți să ne spuneți, evident, vă rog. Postul de prefect este postul Partidului Național Liberal, așa s-a negociat sau așa a căzut pe algoritm la momentul în care aceste funcții politice au fost împărțite.
Acum că noi avem la Olt un prefect care se folosește la maxim de această poziție publică pentru a-și face campanie electorală de când a venit aici folosind toate pârghiile pe care le are ca prefect și face o campanie de defăimare a administrației locale și a primarului Emil Moț, lucrurile acestea, că se știu sau că nu se știu la București, că le știe premierul Ciolacu sau că nu le știe. Eu cred că le știe. Și eu zic că le știe, dar cum să vă spun, postul este al Partidului Național Liberal. Nu putem noi să alegem pentru ei oamenii care să fie puși pe funcții. Pare așa un paradox. Ești prefect și jignești tot timpul pe cineva. Sigur. Adică coaliția de guvernare... N-am înțeles niciodată. Sunt într-o coaliție. Coaliția guvernare, de guvernare se întâmplă la București și tocmai în cadrul coaliției se discută și se negociază soluții și măsuri care de cadrul general care afectează sau pentru, să zic așa, cetățenii României. Mă refer aici la inițiative legislative sau la alte acte normative elaborate de guvern. Bătălia electorală este în fiecare județ, se duce în fiecare județ, că în anumite locuri se duce în județe se duce într-un mod decent și civilizat, că în alte județe se duce într-un mod din ăsta pe jigniri și răutăți, ca să folosim zic un cuvânt așa, decent. Nu găseam un cuvânt potrivit. Asta este. Noi nu ne voietăm aici la alt, facem față. Cetățenii își dau seama, eu cred că își dau seama și sunt convins că nu pot fi prostiți cu tot felul de apariții și filmulețe pe TikTok, pentru că oamenii aceștia se vede clar că nu pun nimic în loc. Adică nu au campanie, nu încearcă să convingă oamenii pe proiecte, așa cum ar fi lucruri pozitive, nu? Lucruri pozitive și proiecte pentru cetățeni. Așa, pe campanie negativă și doar cu hu și cu răutăți, la adresa uneori chiar personală a celorlalți, nu cred că convinge electoratul să le dea votul. Acum, eu o să fac un exercițiu de imaginație. Sunt deputat de Olt în locul dumneavoastră și acum vă întreb direct, ca deputat ați avut vreo discuție cu domnul prefect? Nu, niciodată. Puteți să aveți o discuție ca deputat de Olt cu un prefect al unui... sau să o iartă. Poate un deputat al unui județ să discute cu prefectul acelui județ? Ca să mai sigur la Olt. Că da, sigur că da. Depinde. Pot fi probleme care pot fi discutate, dar în cazul nostru la Olt cu prefectul... Acesta nu se poate discuta, pentru că nu avem ce să discutăm. Dumnealui are o linie electorală, exact ce v-am spus, bazată pe mizerie, iar noi vorbim despre proiecte. Dacă vă uitați în oraș, Slatina este un oraș care, după părerea mea, și nu numai arată foarte bine și în care lucrurile se dezvoltă și cred că mergem pozitiv către un oraș european pe dezvoltare. Primarul Emil Moț are o grămadă de proiecte, se văd și în oraș. Ține cont de ceea ce își doresc cetățenii, îi consultă, merge în cartiere, vorbește cu cetățenii. Asta înseamnă să faci o administrație pentru oameni. Prefectul nu arată decât cu degetul, caută o gropiță până oraș, nici nu știu pe unde, o găsește, bagă piciorul în ea. Îi spune cineva, domnule, da. Trebuie să-i spun că nu poți să da, ai așa da, toate. Așa, dacă vrei să fii răutăcios, adică te duci pe un șantier unde se lucrează sau te duci pe o stradă care este într-o anumită etapă de refacere și găsești o gropiță și îți bagi piciorul în ea și spui că ai găsit. La propriu îți bagi piciorul în ea. Exact, până la gleznă. Este o mizerie și, cum să spun, noi nu achesăm o astfel de campanie. Suntem în 2024, domnule deputat. Acum e o întrebare firească. Doriți să continuați activitatea parlamentară? Sau cum ajunge ca un parlamentar, ca dumneavoastră deputat, ați fost 4 ani, să mai stați încă o legislatură? Sunt niște sondaje sau sunt niște direcții ale partidului sau... Adică vă întreb direct, vreți să fiți din nou deputat? Sigur că da. Activitatea de parlamentar este una onorantă și
Eu cred că am conexiuni cu oamenii care m-au trimis acolo, care au votat lista Partidului Social Democrat în 2020 și cred că câteva lucruri bune am putut să fac pentru ei din diverse domenii. V-am spus la audiență, vin și oameni care au avut probleme legate de modificări legislative, nu doar de cele administrative sau de locuri de muncă sau alte aspecte pe plan local. Candidatura la funcția de parlamentar este pe listă. Partidele fac liste și propun oameni pentru parlament, atât la deputați cât și la senatori. Nu este un vot uninominal. Lumea nu votează special pe Marius Iancu, votează o listă a partidului. Bineînțeles că numele și propunerile de acolo contează pentru cetățeni. Acum, fără să mă laud, după cele două mandate de parlamentar, am un anumit grad de notorietate, măsurat prin diverse sondaje și ceea ce m-a bucurat și pe mine, văd că lumea mi-acordă un oarecare grad de încredere și am o notorietate destul de bună la nivelul județului, probabil în Slatina mai mult, fiind aici și participând mult mai mult la activități în cadrul orașului. Mi-a plăcut ideea asta de a vorbi cu cetățenii. Un parlamentar nu trebuie să stea acolo la București. Luați legătura cu cetățenii, vă duceți în tot județul Olt sau doar în zona dumneavoastră acolo unde aveți colegiul? Sau, mă rog, cum e împărțit? Am mers în tot județul Olt atunci când primarii au diverse acțiuni în localitățile lor, indiferent de unde sunt. Noi, echipa politică și administrativă a județului, ne deplasăm cu toții acolo în semn de respect pentru primarul localității respective. Suntem invitați și participăm cu drag la activitățile pe care dânsii le desfășoară la un moment dat în localitatea dumnealor și la astfel de activități luăm contact cu foarte mulți cetățeni din zona respectivă, din localitatea respectivă, îi ascultăm, oamenii vin către noi să ne spună problemele lor sau dorințele pe care aceștia le au. Acesta este un lucru foarte bun care se întâmplă și politica și nu neapărat strategia, dar politica noastră la nivel de județ a Partidului Social Democrat, asta este întotdeauna să fim aproape de oameni și să facem lucrurile pentru oameni. În primul rând, pentru cei care ne-au trimis acolo la București, pentru cetățenii din județul Olt și nu în al doilea rând și pentru toată țara, că până la urmă lucrurile sunt cu caracter general. Legile care se aprobă în Parlament sunt cu caracter general, nu sunt specifice pentru o anumită localitate sau pentru o anumită categorie de cetățeni ai județului Olt. Să fiu aplicat și punctual. Există un hipermarket în România, nu avem voie să facem reclamă la acest hipermarket și este extins în toate comunele din județul Olt, cred că știți ce da, hipermarket. Da. Și sunt niște o campanie, acest hipermarket, capital majoritar străin, nici nu spun țara pentru că nu vreau să fac reclamă acestui hipermarket, a acosiat că trebuie să deschidă către produsele române. Ce spuneți de această deschidere? Cred că v-am văzut și la o deschidere, da, mă rog, da, aici în Slatina. Știu, vreau să facem aplicații. Nu avem voie să facem reclamă la hipermarket. Ce ziceți de această deschidere? Sau cum i-ați convins, ca să spun așa, ca să acheseze la ideea dumneavoastră, ca să pură totuși în prim plan produsele românești? Da, mă rog. Știu exact la ce vă referiți. Am și participat în zilele trecute la o astfel de acțiune. Astfel de acțiuni nu pot decât să ne bucure. Sigur că toată această deschidere a acestor hipermarketuri și nu e singurul, mai astfel de acțiuni se derulează și în alte hipermarketuri. Aceste acțiuni au în spate o politică a Ministerului Agriculturii, a Guvernului, care încurajează consumul de produse românești automat pe producătorii români. Sunt în ultima vreme, doar așa din ce știu eu, sper să nu greșesc statistic, vreo 45 de programe derulate prin Ministerul Agriculturii în ultima perioadă. Ministrul nostru de la Olt, da, să fie o întrebare după Florin da, Barbu ministru, se ocupă și lucrează foarte mult în minister pentru
astfel de programe să vină în sprijinul fermierilor. Sunt 126 de scheme de ajutor de stat către fermierii români, pentru că dacă vrem să avem produse românești la raft, trebuie să avem și o producție. În supermarket, în hipermarketuri, trebuie asigurată o continuitate a produselor românești. De aceea, ministerul încearcă să dezvolte aceste programe, să vină sprijinul producătorilor și prin alte măsuri, cum ar fi Casa Unirea, unde se nu vrea... mai facem reclamă? Casa Unirea este a ministerului. Știu, da, ok, da, bun. Ca idee, deci nu facem reclamă. Eu sunt da. Obligat să, da. Să am înțeles, intervin. Nu facem reclamă, da, este o instituție a statului, a ministerului, prin care se vor dezvolta niște depozite locale unde producătorii vor putea să-și ducă marfa, prețurile vor fi unele corecte cu care se vor achiziționa produsele agricole, astfel încât să se poată fi asigurată o linie de continuitate către supermarketuri, către hipermarketuri, astfel încât cetățenii să găsească aceste produse românești la raft. Deci inițiativa este foarte bună și să știți că și cetățenii o apreciază. Și am observat că românii sunt mândri și se duc către produsele românești, chiar dacă produsele românești fiind, să zic așa, naturale, fiind mai bune decât... Bio, cum e termenul ăsta? Bio, dar nu neapărat, dar așa există o mândrie de a cumpăra aceste produse, chiar dacă poate uneori sunt un pic mai scumpe decât niște produse importate făcute într-o... mod industrial, ca să zic așa, și venite la noi în țară prin import. Eu mă bucur că am deschis acest subiect și o să continuăm după capul pucate, pentru că de regulă hipermarketurile vin în România și profitul trimit în țara de origine și la noi sunt mai peliază anumite lucruri, să zic așa. O să transmitem acum capul pucate și revenim, domnul deputat, în emisiune. Pucate, vă rog. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton.
Folosește energia solară de la Darkom Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkom.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkom.ro. Protejează viitorul. Darkom Group. Energie fără compromisuri. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, statul de drept, Accent TV Oltenia, cu Remus Iordache, cu invitatul Marius Iancu, domnul deputat. Vorbeam despre aceste hipermarketuri care se îndreaptă către români, într-un fel, și mă bucur la lucrul acesta, pentru că sunt pe teritoriul României și, mă rog, acceptă aceste produse românești. Vorbeam o mică pauză și aș vrea să ne spună, domnul deputat, apropo de aceste impozite, aceste taxe, aceste hipermarketuri, profitul trimit în străinătate, domnule deputat. Spuneați dumneavoastră că nu putem să îi oprim, să vină, facem parte din Europeană. Care a fi relația statului român cu aceste hipermarketuri care au capital majoritar străin și banii cam pleacă la ei acolo, la țara de origine? Care ar fi pârghiile legale, evident. Vă rog. Sigur, aceste lucruri au fost reglementate și prin directive europene, pentru că fenomenul nu se întâmplă doar în România, ci în toate statele membre europene, și s-au luat decizii la nivel european ca o parte din profitul acestor, nu este vorba doar de hipermarket, este vorba de toate multinaționalele, exact, până la urmă. Da, am zis că a fost discuția acest hipermarket. Și aici chiar și de bănci, știți, corect, că au fost corect, discuții, da, și discuții, da, da, da. Și cu băncile, o parte din acest profit să rămână în țară. Lucrurile acestea s-au reglementat la momentul acesta, nu în totalitate, dar nu mai sunt așa ca pe vremuri, să zic. Dar este loc și de mai bine, dar fiind în Uniunea Europeană nu poți să aplici legi restrictive în cadrul țării ca să... Adică concret se pot face, bine, după ce vor fi alegerile, se pot face niște legi care să îi oblige pe, sau să oblige aceste multinaționale să lase mai mulți bani pe teritoriul României? Da, eu zic legile... legal, adică nu trebuie să, doamne, semnăm în Uniunea Europeană, nu trebuie să avem probleme. Legile deja sunt, dar sunt sau și trebuie respectate. Sunt și o grămadă de practici care, da, practic mută profitul din România în altă parte. Prețul de transfer, dacă sunt sigur că ați auzit, cheltuieli mari făcute cu firme care nu au
sediu social în România, de exemplu, vă dau exemplu, vine un merchandiser, nu? Nu, mai cel... fără, da. Nu, merchandiser okay, este o meserie, cel okay, care aranjează marfa la raft, da? Da, da, da. Firma respectivă. Dacă spuneți nume de firmă, nu, și iau. Nu. Firma respectivă are contract, să zicem, are o rețea de benzinării. Da, okay. Această rețea de benzinării are un merchandiser, un merchandiser, o firmă care aranjează marfa în raft, care face lucrul ăsta cu un cost foarte mare, firma nefiind înregistrată în România, ăștia practic plătesc serviciu, corect, perfect de real, perfect legal. Ei, și legal, ei aici înregistrează pierderi, pentru că îi costă foarte mult, în exemplu nostru, poate exagerat, dar în exemplu nostru ăsta, îi costă foarte mult să aranjeze marfa în raft, iar profitul se duce la firma care vine din afară. Bun, și pârghii legale ca să... rămână banii aici la noi? Da, sigur că sunt, sau v-am zis că s-au luat, nu mai știu exact cifrele acum, prin directive europene s-au pus ca maxim, nu știu, 15%, s-ar putea să greșesc și nu vreau să dau informații eronate, să rămână pe teritoriul statului unde își desfășoară activitatea. Apropo de ce se întâmplă în România în acest an electoral, aș vrea să vă întreb, domnul deputat, dacă este în regulă că s-au comasat aceste alegeri, alegerile locale pentru primărie și alegerea pentru europarlamentari. Dacă e în regulă, pentru că au fost discuții de alte partide, ca să fim corecți, cum că s-a făcut așa o șmecherie în iunie, ca să spunem pentru stimații trăsători, pe 9 iunie sunt alegeri și europarlamentare, da, și alegeri pentru primării. Bun, dacă e în regulă această comasare. Să începem întâi cu partea legală. Este legal. Ok. De aici am plecat. În primul rând, este legal. Singurele alegeri care nu s-ar fi putut comasa, și avem o decizie a Curții Constituționale în acest sens, erau alegerile locale cu alegerile parlamentare, pentru că îngrădeai dreptul omului de a candida, corect, în același timp la alegerile parlamentare sau locale. Dar în cazul acesta, alegerile europarlamentare sunt niște alegeri cu totul cu alt specific, iar alegerile locale sunt... au alt specific, da? Bun. Dacă întrebăm oamenii, pentru că v-am zis, având contact cu persoane, am discutat și subiectul acesta, oamenii sunt de acord pentru că sunt mai puține, îi chem mai, da, de mai puține ori la, la secția de votare, și doi, sunt și costurile reduse, adică organizarea unui tur de scrutin costă niște bani. Comasându-le, practic, ai făcut cu aceiași bani două tururi de alegeri. Deci, din punct de vedere legal, sunt legale. Din punct de vedere al celorlalte partide care sunt în opoziție, este un atac pur electoral la treaba aceasta. Nu înțeleg dacă erau separate, cu ce dacă erau separate, cu ce îi ajuta, sau adică ce avantaje aveau. Adică tot așa spui candidații, tot așa ai listele, dacă duceam aceste alegeri în septembrie, mă refer aici la alegerile locale, nu înțeleg ce s-ar fi întâmplat. Probabil sunt nepregătiți și de asta sunt nemulțumiți, pentru că nu toate partidele au această structură a partidelor mari și în speța Partidul Social Democrat, cu organizații în fiecare localitate, și pot să dea imediat un candidat și o listă de candidați pentru alegerile locale. Probabil asta e nemulțumirea, dar ele sunt locale. Din punctul nostru de vedere este foarte bine, având în vedere economiile care se fac, și cred că asta contează. Domnule deputat, e o vorbă românească și bună românească: omul sfințește locul. Cât de mult contează omul într-o primărie, primarul respectiv, și cât mult și contează partidul din care face parte? Contează și omul, dar și partidul. De ce? Pentru că întotdeauna valoarea unei echipe este mai mare decât valoarea unei singure persoane. Omul, prin profilul lui, în fața cetățenilor, poate să aibă un profil de om gospodar, de om priceput, te uiți la el și cum... are și el curtea, cum are casa, îl vezi cum vorbește, dar acel om nu poate să facă singur în primărie dacă nu are și echipa în spate. Și aici mă refer la echipa politică. Corect. Acum
Asta e viața. Partidul Social Democrat este la guvernare, în coaliție, într-adevăr, cu Partidul Național Liberal. Lucrurile pentru viitor arată că această coaliție va funcționa, deci va fi tot un guvern PNL-PSD. De aceasta și dorința oamenilor sau celor care vor să candideze la funcții de primar în cadrul localităților atât rurale cât și urbane își aleg și această echipă în spate, pentru că atunci când ai un partid puternic în spate care este la guvernare, ai mai multe șanse ca să faci lucruri în localitatea respectivă. Indiferent cât de te-ai zbate, cât de... Știți cum este, da? Noi nu avem legea lobby-ului în țară. Da, de asta mă gândeam. Da, mă gândeam cât de bun să fii singur ca să te zbați cu o mașină de vot, ca să zic așa. E foarte greu să fii singur, să câștigi împotriva unui om care are în spate o armată de colegi. Sigur, bine pregătiți. E foarte greu să răzbați. Pot fi și situații când omul bate orice echipă, dar mai greu. Adică pot fi și situații într-o anumită localitate încât omul să câștige singur, independent, această funcție, iar apoi se descurcă. Adică nu cred că nu va găsi înțelegere, pentru că și în acea localitate trăiesc oameni și guvernarea, și după ce se termină această bătălie electorală, trebuie să asigure și pentru localitatea respectivă un grad de dezvoltare. Dar întrebându-mă strict la momentul electoral, adică în momentul alegerilor, contează și partidul care te propune a fi candidat. Vreau să vă întreb o întrebare punctuală. Credeți, domnule deputat, în aceste sondaje care se fac, aceste institute de sondare a opiniei publice în acest an electoral? Pentru că o să vă spun de ce adresez această întrebare. Credeți în aceste sondaje? Acum ce să spun? Eu știu că se fac sondaje. Da, eu știu că comandate de anumite partide și eu știu că aceste sondaje unele pot fi folosite. Analiză sociologică, adică totul e științific, nu este așa aleatoriu. Pot fi folosite și pentru manipulare, umblându-se la ele, știm lucrul acesta. Partidul Social Democrat își face sondajele proprii, sondaje din care vrea să știe realitatea. Nu, noi nu vrem să ne păcălim și la OL, când facem sondaje, folosim case de sondaj din București, da, recunoscute, și ne bazăm pe aceste sondaje. Avem și echipa noastră la nivelul județului, echipa noastră cu oameni instruiți de mai mulți ani, cu tineri care ne fac sondajele, și întotdeauna să știți că ne-am bazat pe ele și mai mult ne-au dovedit ulterior la alegeri că au fost corecte și noi ne încredem în aceste sondaje. Acum toate sondajele care apar în mass media, unele, v-am spus, sunt făcute sau sunt date și în scop de manipulare. Chiar am văzut sondaje de case de sondaj care nici nu mai există. Dar astea sunt pe presă și probabil puse... că le-au luat alții, eu știu, franciză, stil franciză, să spun, da, așa. Adică ce scrie un jurnalist în presă sau, mă rog, apare o știre undeva, nu înseamnă că are o informație de undeva, dar nu poate să știe el dacă este, cum să spun, reală sau nu este reală. Hai să spun ceva concret și dacă îmi confirmați. Nu, e un sondaj, cel puțin la OLT, la Statina, se spune că actualul primar are aproape 55% și domnul prefect, care cred că va fi candidat, și apropo, ca să fie candidat al primăriei, trebuie să-și dea demisia de funcția de prefect, cred că pe 20 aprilie. Maxim pe 20 cam aprilie. Era o discuție, da, deci da, e adevărat. Da, ce da, spun. Da. Ar avea în jur de 25, adică la jumătate. Credeți în acest sondaj? Da. E o discuție și, mă rog, ceilalți ar fi la 8-9%. Da, eu cred în acest sondaj pentru că este... Avem și noi sondajele noastre și pentru, cu cele de la pentru noi astea sunt cifrele, dar probabil nu știu dumneavoastră din ce... Avem și noi sursele noastre. Surse, acum, da, le știți, da. Avem sursele noastre. Da, noi credem în acest sondaj. Apropo de oameni, ați spus că aveți o relație foarte bună cu oamenii. Oamenii au, sau cred în ideea asta de partid, știu că echipa e foarte importantă, dar cred în ideea de partid. Știți că oamenii s-au săturat de partid la un moment dat și au așa o lehamite. Ideea de partid 1 și 2, dacă dumneavoastră credeți că o să fie foarte mulți prezenți la vot anul acesta. Pentru că avem o grămadă de tururi de scrutin. Credeți că o să vină oamenii la vot?
Și 10 pentru că poți să fii primar ales din, de 20% din comunitatea respectivă. Da, poți să fii primar. Deci nu e o procentă reprezentativă în comun, da. La primăria unui oraș sau unei comune. Ce ziceți de... Sau întrebarea ar fi, cum atrageți pe oameni să vină la vot? Este un drept... Păi, în primul rând... O revoluție, da, vot democratic da. Și sigur un drept că al da. Nostru al cetățenilor. Vă rog. Să știți că alegerile locale întotdeauna reprezintă un interes pentru oameni și la alegerile locale întotdeauna prezența a fost mai mare. În general, peste 40%, aproape de 50%, avem localități în care localități în mediul rural mai mici, unde interesul este foarte mare, acest interes vine și din partea celor care sunt pe liste, candidați. Vă dați seama, într-o localitate unde candidează 4 primari, fiecare în spate cu o listă de consilieri, 13, 14, 15 listă, deja sunt angrenați în procesul electoral 100 de persoane, care la rândul lor, cu rude, de aceea, la 500, de aceea nu cred că există localitate unde să zicem că procentul a ieșit 20% și s-a ales un primar și nu e reprezentativitate. Dar au fost situații când au fost aleși primar cu doar 20% din da, aici, cu drept de vot în comună. Aici vorbim de altceva. Dar nu vorbim, vorbim că la urnele de vot s-au deplasat poate 60%, au fost așa mulți candidați încât a câștigat cel cu 20%, tocmai, să zicem. Da. Tocmai, da. Da, asta este o bine, altă... este legal, dar parcă e așa, nu știu, sună să fii primar doar cu 10-20% din... Cei care te, mă rog, sunt comuna respectivă, asta e. Așa este legea în momentul de față, dar nu înseamnă că lumea nu vine la vot. Probabil și, adică și un motiv important, că am vorbit mai devreme de această comasare a alegerilor, alegerile europarlamentare nu au un interes atât de mare, asta corect. să fim corecți, da? Și comasându-le cu alegerile locale, numărul celor care vor ieși la vot și vor vota implicit, pentru că vor primi toate buletinele de vot, va fi foarte mare, astfel încât lista de europarlamentari va avea o susținere consistentă din partea tuturor partidelor. Acum m-ați întrebat dacă oamenii cred în ideea de partid. Oamenii cred, dar să știți că de-a lungul timpului tot clasa politică s-a denigrat singură. Uite, exact, păi ea însăși. Păi ea însăși, da. Uite, vă rog. Exact prin acest gen de acțiuni de a nu face ceva constructiv, de a nu pune pe masă un program în campanie electorală, ci doar arăta, înțeleg că de la, ca o paranteză, ideea de campanie a PNL-ului, cel puțin la nivelul ăla, dată de președintele de organizație a lor acum, către candidații din localități, este aceea de a scoate în evidență ce nu a făcut primarul în localitatea respectivă, ci nu ce vrea cel care candidează să facă. Vedeți, de aici încolo pleacă această denigrare pe care o facem singuri, încât și vine o lehamită paradoxal, oamenii ies la vot, își votează Consiliul Local, își votează primarul, votează parlamentarii pe partea cealaltă, după aia încep să-i înjure, da, și să nu să-i înjure și să ia la roșii, să nu creadă în ei și să, cum să spun, nu să țină cu oamenii pe care ei i-au ales. Tocmai din cauza asta. Dacă toată lumea ar face o campanie pe proiecte, atunci și omul ar putea să aleagă un om pe care să-l tragă la răspundere. Dar dacă dintr-o anumită dorință alegi omul care a venit pe o campanie negativă, da? Cuhu, că ăla n-a făcut de-a fost înainte, n-a făcut aia, tu nu pui nimic aici, cum îl judești tu, cei care ați votat schimbarea asta, l-ați dat pe la jos, cum îl judești pe ăla pe 4 ani, că n-ai pe ce să-l judești, pe ce platformă îl judești pe el, ce ne-ai promis tu? Când noi te-am ales, ce ne-ai promis? Nu ne-ai promis nimic. Păi ne-ai arătat decât că ăla n-a făcut, da? Cum s-a întâmplat în România. Da. Deci, ca în viitor clasa politică să capete încrederea oamenilor, asta cred că ar trebui să facă candidații, indiferent la ce rând de alegeri, ar trebui să aibă dezbateri pe proiecte și nu pe campanie negativă. Trebuie spus că pe 9 iunie este un singur tur de scrutin pentru primar. Cel care va fi ales cu cel mai mare procent e primar. Nu e saldul la turul sutim pentru da, așa a fost și acum 4 ani. Ideea este ca să fie, pentru toată lumea spunea, domnule, că o să fie 2, nu. Cine este cu procent cel mai mare, acela e primar al
urbei respective, adică da, nu mai există glume că vine al doilea tur de scrutin. De aceea lumea trebuie să iasă în număr mare la vot în localitatea respectivă și să voteze. Apropo, ca să încheiem această discuție pe tema alegerilor, în septembrie am înțeles că se va alege președintele României. Da. Și în decembrie Parlamentul. Da. De ce nu invers? Că sună puțin... Dan Doasele, să spun. Da, mă rog, poate vreți să puneți întrebarea, mă rog, de ce nu s-au comasat și aceste alegeri? Nu neapărat, alegeri. Dar de ce prezidențialele în septembrie și parlamentarele în decembrie? Da, parlamentarele conform Constituției trebuie să fie în 20 de zile de la alegerile parlamentare, președintele trebuie să convoace noul Parlament. Ca să rămâne și acest lucru. Acest mandat al actualului Parlament se termină în 20 decembrie. Deci nu poate să fie, să fie mai devreme. 20 decembrie dă ignat, așa e la popor. Atunci se taie popor, ignat. Atunci se termină mandatul actualului Parlament și începe... Bun, în septembrie președintele. Da, având în vedere că este și o schimbare de președinte anul acesta, vom vota președintele în septembrie și vom merge la alegerile parlamentare în noiembrie, astfel încât președintele va fi instalat și va chema noul parlament în termenul constituțional. Nu o să vă întreb, credeți, întrebarea este, aș vrea să vă întreb direct, dar nu o să vă întreb direct, dar eu așa prin... Da, dar eu o să iau direct. Credeți că va fi un președinte din partea stângă a pecigherului politic, adică din partea partidului dumneavoastră? Sperați să înțelegeți să fie altcineva? Cred că de data asta avem cele mai mari șanse să fie așa. Lucrurile se vor... Pentru lucrurile deja s-au dus într-o anumită direcție prin această comasare, prin stabilirea alegerilor în septembrie, calendarul de alegeri prezidențiale în septembrie, dar sunt convins că din 10 iunie, după alegeri locale imediat, vor începe în cadrul coaliției iarăși negocieri pentru funcția iunie, de președinte. O să fie iulie, august, septembrie, adică 3 luni. Da. Pe 10 iunie, sau să vă adresez direct întrebarea. Când se vor anunța candidații pentru prezidențiale? Bine, așa sunt la televizor, sunt apară toți. Dar care vor fi concret? Când e data? Păi, v-am spus, nu, data legală cred că este înainte de alegeri, cu 45 de zile. Dar, nu, când se scoate candidatul din joben? Când se scoate candidatul din joben, este când va rezulta în urma negocierilor. Din 10 iunie, imediat după rezultatele de la alegerile locale, coaliția va începe negocieri pentru... candidatul la prezidențiale. Așa cum arată lucrurile acum, în coaliție avem candidat comun. Tocmai, în momentul aici, de față. Aici e problema. Da. Avem candidat comun, dar negocierile nu sunt finalizate și în mod clar și mi se pare corect, se așteaptă rezultatul la locale, pentru că ca să dea o direcție, probabil. Sunt cele mai importante alegeri. Localele arată forța unui partid în teritoriu, având numărul de primari care au ales, având numărul de consilii județene care au ieșit, poți să spui cu certitudine cât de puternic este acel partid și știm foarte bine că având primar într-o localitate, mai ales primari noi aleși cu un mandat în față, acum și imediat alegerile prezidențiale, votul este influențat, că așa merg lucrurile, de primarul localității respective. Adică încrederea pe care a oferit-o cetățenii primarului, primarul merge ulterior în comună și le cere votul pentru candidatul la prezidențiale. Am vorbit de sondaje, iar astea sunt chiar informații publice. Pare să că ar fi domnul Joan în pole position, ca să spun așa, domnule deputat. Și domnul Joana, am înțeles că nu e din partea PSD-ului acum, ar fi independent și domnia s-ar fi da, chiar văzut, pe primul loc. Am văzut și eu. Și domnul Boc ar veni pe locul 2 sau 3, interesat așa. Am văzut și eu acele sondaje, Partidul Social Democrat. Nu știu cât de relevante sunt, dar pare să că aici e bătălia. Deci l-am văzut și eu în mass media, sondajele acelea cu domnul Joana. Partidul Social Democrat are propriile sondaje. Acum nu am înțeles în acele sondaje ce partid ar avea în spate domnul Mircea Joană. La Partidul Social Democrat domnul Mircea Joană nu a ajuns. Tocmai. În Chiselev nu a fost văzut și lucrul ăsta îl relata și premierul Marcel Ciolacu, președintele partidului, într-un articol de presă. Nu știu.
dacă domnul Geană este... Cert este, domnule deputat, că doamna Firea nu o să fie candidat prezidențial. Eu vă înțeles că e pusă pe locul 2 la europarlamentare. Așa am înțeles la București. Acum, din surse, sigur, adică acum, de așa public. Arată lucrurile. Acum vedem ce, dacă este pusă pe locul 2 la europarlamentare, nu așa, poate să fie corect, și așa candidat. Așa am înțeles, bine, o să fie europarlamentar. Da, lucrurile așa arată. Acum, până în septembrie, v-am spus, mai este, iar vor fi câteva luni de negocieri fierbinți într-o vară. Sperăm să nu mai fie atât de fierbinte. Mai avem un singur minut, domnule deputat. Ce vă doriți pentru acest an? Evident să câștige partidul dumneavoastră, să fie președinte. Dar ce vă doriți dumneavoastră pentru ca deputat? Ce vă doriți? Personal, sănătate și Doamne ajută, dar ce vă doriți pentru activitatea dumneavoastră? Sau ce proiecte ați dori să implementați până în decembrie? Dacă se mai poate face ceva acum pe ultima sau de metri? Până în decembrie este un timp. Eu vă forțez acum. Este un timp, da, știu, aglomerat. Vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați adresat personal. Îmi doresc, așa cum a spus, într-adevăr, să câștigăm alegerile, pentru că Partidul Social Democrat, partid pentru oameni, alături de oameni întotdeauna, și cu asta mergem înainte și ăsta e mesajul nostru către oameni. Domnule deputat, mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, pentru ceea ce faceți pentru Olt și mă bucur că ați fost la noi la emisiune. Vă mai așteptăm, cred că și aveți voie să mai veniți, nu? Da, sigur. Că domnul Perfect a zis că după 20 aprilie nu mai poate să vină la noi. Dânsul are funcție administrativă, corect. Noi sunt funcțiile poetice, oricând cu drag vă mulțumesc de invitație și mulțumim și noi revin pentru că ați fost când... la noi la Accent TV Oltenia, statul de drept cu domnul deputat Marius Iancu. Toate cele bune, la revedere!